public numeros și frumos. Mă bucur că ați venit aici să ne o seară frumoasă împreună. O seară despre psihoterapie la Teatrul Elisabeta. Și astăzi este o seară specială. Avem ocazia să ne bucurăm de experiența unei duble lansări de carte și de prezența a trei dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți de cuplu din România. Citind cartea Terapia Imago, pe care o vedem chiar aici, am realizat cât de important este să exprimăm aprecieri la adresa celor din jur. Prin urmare, aș vrea să vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi și că ați ales să vă petreceți în această seară împreună cu noi, fizic sau online. Le mulțumesc de asemenea organizatorilor noștri, editura Pagina de Psihologie și Mozaic Media, și de asemenea mulțumiri speciale partenerilor E.ON și Delgaz Grid și de asemenea Teatrului Elisabeta, gazda noastră. Vedetele serii le vedeți aici pe scenă, în dreapta și în stânga mea, sunt aceste două cărți care deja se bucură de o mare popularitate în România. Ghidul copilului interior s-a vândut în peste 1000 de exemplare în primele 10 zile de la publicarea în limba română, iar Terapia Imago este probabil cea mai importantă carte despre terapia de cuplu care s-a publicat până acum și la care autorii Harville Hendrick și Helen Kelly Hunt au lucrat mai bine de 10 ani. Dar să nu tragem de timp și să descoperim aceste două minunății de cărți. Pentru început aș vrea să vă invit să vorbim despre Ghidul copilului interior, o carte despre ce să faci cu trecutul care nu vrea să dispară. Este o carte scrisă de psihoterapeutul american Catherine Taylor, despre care se spune că, și mă rog, este supranumită mama lucrului cu copilul interior. Iar pentru prezentarea acestei cărți, cred că nu aș putea avea un partener de dialog mai bun decât Gaspar Diord, pe care îl invit alături de mine pe scenă. Gaspar este psihoterapeut și este de asemenea autor de carte, de cărți, de fapt, și coordonator științific al editurii Pagina de Psihologie. Și o să te invit să iei loc, Gaspar, și să povestim așa cum am făcut de nenumărate ori la podcastul Epic Talk. Bună seara, Andreea, bună seara tuturor, vă mulțumim tare, tare frumos că sunteți aici. Mă întrebai ce fac. Ce faci, da? Și mi-am dat seama că sunt la fel de emoționat ca de fiecare dată când discutăm în podcastul Epic Talk, pentru că nu știu exact ce o să mă întreb, în ce direcție va merge discuția, însă sunt aici. Lui Gaspar îi place să fie temele foarte bine făcute dinainte și uneori îl mai iau prin surprindere cu întrebări pe care nu i le-am trimis înainte, dar de fiecare dată are răspunsurile la el. Mă bucur că avem ocazia să purtăm o discuție ca la podcastul Epic Talk, dar de data aceasta cu un public numeros care ne transmite o energie foarte bună și vă mulțumim pentru asta. Și dacă tot vorbim despre podcast, le dai tu vestea, le spun eu vestea. În primul rând vrem să vă mulțumim, sunt convinsă că și voi ne-ați ascultat și cu acest nou sezon am reușit să intrăm în topuri foarte sus, chiar pe locurile, pe locul 2, atât pe Spotify cât și pe Apple Podcast, și vă mulțumim pentru asta. Și avem o veste bună, urmează și un episod 4 de data aceasta și sezonul, în varianta, 4. Sezonul 4, în varianta video. Așa că o să vă rog să ne urmăriți în continuare și să ne susțineți așa cum ați făcut-o până acum. Gaspar, cred că tu ai citit, pentru că o să vorbim despre Ghidul copilului interior, cam toate cărțile pe această temă, aproape toate cărțile, pentru că și tu ai scris o carte despre copilul interior. Te salutăm! Și o să te rog să ne explici ce este, cine este acest copil interior și de ce trebuie să ținem cont și de ce avem nevoie să ținem cont de el? Aș profita, Andreea, de acest moment absolut deosebit și aș spune că exact această voce pe care am auzit-o e copilul nostru interior, o voce care țipă foarte tare, dar pe care, din păcate, de cele mai multe ori nu o auzim pentru că nu am fost învățați să facem asta. Pentru că nu ne-a spus nimeni că e nevoie în momentul în care ne este greu, în momentul în care ne confruntăm cu experiențe mai puțin plăcute, să ne îndreptăm atenția către aceste voci din universul nostru interior. Acum, revenind la ce spune psihologia la modul general, copilul interior e de fapt o metaforă
o metaforă care ne ajută să ne înțelegem un pic mai bine noi pe noi, să ne descoperim universul interior. Și atât de interesant, Andreea, și spun asta din experiența și personală și profesională, e atât de interesant de văzut cât de provocatoare pot să fie viețile noastre, cât de multe probleme avem la vârsta adultă, și aici mă gândesc la dificultatea de a spune nu, la teama de a dezvolta relații intime, la excesul de muncă în ceea ce mă privește pe mine, excesul, apropo, de consumul de substanțe, de alimente. Și atunci când ne gândim la aceste probleme, atât de rar ne întrebăm oare ce legătură au cu trecutul nostru, cu universul nostru interior. Și Catherine Taylor vine și ne spune că aproape de fiecare dată aceste probleme oglindesc cumva zbuciumul copilului nostru interior. Și din păcate ajungem la vârsta adultă de 20, 30, 40 de ani și nu avem curajul să ne adresăm aceste întrebări, sau poate nu știm cum să ne adresăm aceste întrebări. Pentru că pe parcursul anilor, majoritatea dintre noi ne-am construit o poveste despre cine suntem, despre cum ar trebui să fim, cine sunt părinții noștri, cum e familia în care am crescut. Și s-ar putea ca această poveste să nu fie cu adevărat una autentică și sinceră. S-ar putea să fie o poveste care conține multe neadevăruri. Și în momentul în care aruncăm o privire onestă către trecutul nostru, e greu să nu vezi adevărul. E greu să te mai ascunzi în spatele fanteziilor pe care le-ai construit. Și pentru asta avem nevoie de curaj. Deci nu e simplu de reluat legătura cu copilul interior, însă cred că e nevoie. Și de ce? Pentru că avem o carte de identitate. Așa-i? Așa este. Care e acronimul cărții de identitate? CI, așa-i? Și e vorba despre o carte de identitate națională, fără de care nu ne prea putem orienta în țară, în lume și așa mai departe. Dar mai avem o carte de identitate, mai avem un CI, acest copil interior, care reprezintă cartea de identitate din punct de vedere psihologic și emoțional. Și dacă nu ne putem orienta fără carte de identitate națională în lume, cum ne-am putea orienta fără cartea de identitate psihologică și emoțională? Și e ceva ce nu putem primi din exterior, atunci când vine vorba de această identitate a noastră, ci e de descoperit, e de săpat în universul nostru interior. Și cum îl descoperim? Pentru că, apropo de ce spuneai puțin mai devreme, ne-ai mai spus și în podcast, cam 90% din reacțiile pe care le avem, din conflictele pe care le avem, sunt reacții la ceea ce am trăit noi în trecut, de fapt, nu neapărat la ceea ce ni se întâmplă în momentul prezent. Și atunci, cum îl găsim pe acest copil și cum îl ajutăm? Partea cea mai frumoasă e că ne găsește el pe noi. Însă din cauza faptului că nu suntem obișnuiți să ne îndreptăm atenția asupra lui, fugim de el, îl negăm, îl minimalizăm. Și aș îndrăzni a spune că relațiile reprezintă contextul în care copilul nostru interior, copilul nostru invizibil, devine vizibil. În momentul în care între noi există o conversație neplăcută, o conversație în care e un schimb de critici, de acuze, de amenințări, iese la suprafață copilul meu interior, dar iese la suprafață și copilul tău interior. Și s-ar putea ca după 10-15 minute să nu mai fie o conversație înțeleaptă între doi adulți de 30 de ani, ci să fie un dialog sau un dublu monolog între o fetiță de 4 anișori și un băiețel de 6 anișori. Doar că în momentul respectiv, câți dintre noi ne întrebăm oare ce se întâmplă cu mine? Oare de unde toată această încărcătură? Oare de unde toată această avalanșă de emoții? Pentru că suntem mult preocupați cu a-l acuza pe celălalt. Eu te acuz pe tine, tu mă acuz pe mine. Și atunci vine Catherine Taylor, vin Harville Hendrick și Helen la Kelly Hunt și ne spun ok, cu toții ne certăm, însă să nu uităm că 90% din dificultățile noastre nu sunt legate de prezent, sunt legate de trecut. Și e nevoie să ne asumăm asta. E nevoie să ne oferim o educație a minții în așa fel încât să nu ducem atât de multă energie negativă către celălalt, ci mai degrabă să ne păstrăm energia pentru a fi curioși, pentru a ne îndrepta atenția asupra propriei persoane. Și pot descoperi părți din copilul meu interior de fiecare dată când ceva mă supără,
de fiecare dată când simt o emoție cu o încărcătură foarte, foarte ridicată, sau atunci când nu-mi găsesc locul, atunci când sunt plictisit, atunci când sunt epuizat, atunci când sunt lipsit de vitalitate, de energie. Toate acestea sunt contexte în care aș putea să mă uit un pic înspre o gradă psihologică din interiorul meu și să văd când am mai simțit asta. Catherine Taylor spune, spre deosebire de perspectiva mea, Catherine Taylor vine și spune că nu avem un singur copil interior, avem mai mulți copii interiori și s-ar putea ca ei să aibă răni diferite și aceste răni să devină vizibile în momente diferite. Deci nu e nevoie să-i căutăm pentru că ei ies la suprafață. Trebuie doar să-i vedem. Exact, trebuie doar să îndrăznim să-i vedem și să îndrăznim să reluăm legătura cu ei. Tu ai mult exercițiu și ai lucrat mult cu tine și cu copilul interior, cu copiii tăi interiori. Ajută-ne să facem și noi primii pași înspre a-l vedea pe acest copil interior. Care sunt momentele în care poate că ar trebui să facem o pauză și să fim atenți la acest copil? Cristi, mă auzi? Cristi nu e copilul meu interior? Mă întrebam. Copilul meu interior e Gașpar, însă acum e momentul, Cristi, dacă ești acolo și dacă mă auzi. Andreea nu știe de ce o să cum ții? Cine există? Vreau să ne ajutăm. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Deci dansăm în momentul în care suntem supărați? De exemplu, atunci când vrem să reluăm legătura cu copilul interior și nu căutăm neapărat bullshit-ul personal, traumele și problemele, acesta este un context foarte, foarte bun, Andreea, să ne dăm voie să ne ridicăm de pe scaun și doar să ascultăm energia din corpul nostru, să ne lăsăm purtați de muzică, pentru că în momentul respectiv ne putem redobândi, aș îndrăzni a spune, acea vitalitate pe care o avem în momentul în care ne-am născut. Putem redobândi acel curaj de a face lucruri pe care de cele mai multe ori nu îndrăznim să le facem pentru că părinții, vocea profesorilor, vocea celor care ne-au îngrijit, ne-a spus că nu e ok, că nu e în regulă. Și îndrăznesc să fiu foarte onest și sincer, așa cum sunt de regulă în discuțiile noastre, să spun că niciodată în trecut copilul Gașpar n-ar fi avut atâta libertate. Exact, asta vreau să spun, tu nu pari genul și din deloc, te cunosc, deloc. Nici genul care să danseze în fața, nu știu, cred că sunt peste 100 de oameni aici. În jur de 300 aș îndrăzni a spune. 300 de oameni. Da, și uite, ăsta e un context bun de a relua legătura cu copilul interior și mi-am dat seama de acest lucru citind cartea lui Catherine Taylor. Catherine Taylor e unul dintre cei mai importanți autori la nivel internațional care au abordat subiectul. Sunt 5 autori, ea este unul dintre ei și un aspect foarte, foarte interesant pe care l-am descoperit de curând, pregătindu-mă pentru lansarea de carte, a fost să aflu că prima ediție a cărții s-a publicat în Statele Unite în 1991. Deci acum 31 de ani. Și partea cea mai surprinzătoare e că pe data de 10 iulie s-a publicat în state și pe data de 14 iulie în România. Am putea spune că e întâmplător, dar cu siguranță Niculina în curând o să urce pe scenă și o să ne spună că nu e întâmplător. Și nu e întâmplător nici faptul că am ales să îi dau această libertate copilului meu interior. Și de ce spun asta? Pentru că Catherine Taylor ne ia de mână și ne întoarce în trecut, în propria copilărie și ne ajută să vizităm diferite etape. Iar una dintre etapele în care copilului Gașpar i-a fost cel mai greu a fost perioada 3-6 anișori.
Iar Catherine Taylor vine și ne spune că în fiecare etapă sunt o serie de nevoi de dezvoltare, o serie de așteptări pe care noi le avem din partea părinților și din partea mediului. Iar dacă aceste nevoi nu ne sunt îndeplinite, noi mergem mai departe în viață cu niște restanțe din punct de vedere emoțional și din punct de vedere relațional. Și în această perioadă, Andreea, de 3-6 anișori, se cultivă relația cu propriul corp și învățăm ce înseamnă limitele. Ce înseamnă atunci când vine mama și îmi pune o limită, dar ce înseamnă și momentul în care tata vrea să fac ceva și îi pun o limită. Nu vreau. Deci sunt două deprinderi foarte, foarte importante. Ce ne mai arată Catherine Taylor de asemenea e că la vârsta adultă vom avea aceeași relație cu corpul nostru pe care am avut-o cu părinții în copilărie. Deci dacă mie în copilărie mi-a lipsit această intimitate psihologică și emoțională, s-ar putea să fiu la fel de ignorant și de rece și de distant în ceea ce îmi privește corpul la vârsta adultă. Să nu-i ofer posibilitatea de a face suficient de multă mișcare, să nu fiu atent la ce mănânc, să nu-mi pese cu adevărat de toată energia reprezentată de corp, pentru că atenția mea se duce în altă parte, pentru că asta am fost învățat să fac de mic. Și în momentul în care conștientizez asta, în momentul în care îmi dau seama de care sunt restanțele mele, am posibilitatea de a reaprinde lumina în viața mea și de a face schimbări. E important că ai vorbit despre limite și mi se pare un lucru bun să discutăm despre asta, pentru că există tot felul de valuri și în domeniul acesta. Cărțile mai noi sau unele cărți mai noi vorbesc despre libertatea copilului și cred că e important să menționăm acest lucru. Faptul că aceste limite sunt importante pentru copil, atât să le primească, cât și să învețe să pună limite la un moment dat când mai crește, nu? Exact, vorbim puțin, însă din fericire am început să vorbim și în România despre abuzul sexual și cred că dacă le-am permite copiilor, Andreea, libertatea de a-și face voce auzită atunci când vor să spună nu și de a împiedica o atingere nepotrivită, dacă am îndrăznit să le oferim această libertate, ei ar fi mult mai feriți și ar ajunge la vârsta adultă cu mult mai puține traume. Însă dacă nu le dăm voie copiilor să facă asta în relația cu noi, părinții, cum ar putea să facă asta în relația cu ceilalți? Deci da, e nevoie de limite, pentru că limitele oferă structură și siguranță. Gașpar, spune-ne de rog cu ce rămânem după ce citim această carte. Cu acea carte de identitate psihologică și emoțională și de asemenea cu posibilitatea de a accesa, Andreea, o energie pe care nu avem cum să o accesăm altfel. În momentul în care îndrăznești să reiei legătura cu aceste părți pierdute în universul tău interior, revine viața, revine curajul, revine forța, revine iubirea, revine disponibilitatea de a risca și omul modern caută să aibă acces la toate aceste bunătăți căutându-le în exterior. Muncă, vacanțe, bijuterii, diferite obiecte și așa mai departe, care ne oferă o stare de bine pe moment, dar nu e acea stare de bine pe care noi o căutăm. Și cred că viața este atât de frumos construită de către o forță divină, încât există posibilitatea de a descoperi cine suntem într-o relație de cuplu, de exemplu, sau în relația părinte-copil, și această relație intimă ne arată cine suntem și ne lansează invitația de a ne îndrepta spre universul nostru. Iar Catherine Taylor vine și ne oferă o hartă, această hartă care ne ajută să ajungem exact acolo unde doare cel mai tare. Și cred că este o carte pe care putem să o subliniem, să o citim, să o recitim și să o ținem pe noptieră aproape de noi. Absolut. Sunt convinsă că aveți și întrebări și o să vă rog să le țineți bine, pentru că puțin mai târziu o să putem să adresăm întrebări tuturor invitaților și aș vrea să trecem la a doua vedetă a serii, cartea Terapia Imago, pe care o vedem chiar aici, iar pe scenă alături de noi vor urca două psihoterapeute foarte cunoscute în România, Raluca Anton și Niculina Gheorghiță. Ambele au doctorat în psihologie. Sunt de asemenea autoare de carte și alături de Gașpar fac parte din Academia de Terapie Imago din România. Bună seara, Raluca, și bine ai venit de la Cluj. Bună seara, Niculina, și bine ai venit de la Brașov.
Nimic Terapia nu văd. Imago, știința relațiilor, este cel mai recent ghid despre psihologia relațiilor de cuplu, publicat în limba română și semnat de psihoterapeuții americani Dr. Harville Hendrick și Dr. Helen Lakely Hunt. Și așa cum vă spuneam puțin mai devreme, este o carte care a fost scrisă în mai bine de 10 ani. Cei doi formează un cuplu și cartea este o încununare a experienței lor profesionale. Vă mulțumesc că sunteți aici. Sunt convinsă că primiți și voi energia asta bună noi din partea publicului. Raluca, o să te rog să ne ajuți tu să înțelegem mai bine ce înseamnă terapia Imago. Bună seara! M-ai întrebat ce înseamnă terapia ce Imago. Ce înseamnă terapia Imago? Ce înțelegem prin această formă de terapie? În momentul în care... Acum e musai să povestesc chestia asta. Când ne-am întâlnit în urmă cu vreo 5 ani, 6, să povestim despre terapia Imago, primul lucru pe care l-am făcut a fost că mi-am dat ochii peste cap, cum de altfel fac în multe momente, și primul lucru pe care mi l-am zis, bine că e în Gașpar acum cu cine știe ce idei noi, și primul lucru pe care îl țin minte în legătură cu terapia Imago este ideea aceasta care m-a șocat în momentul respectiv, a faptului că relația noastră oglindește, de fapt, relația noastră de la vârsta adultă oglindește, de fapt, o poveste relațională în care noi am crescut. Și a fost primul moment în care mi-am zis, nu se poate, adică cum, stai în o secundă, că eu m-am dus să mă îndrăgostesc de cineva care nu era mama sau care nu era tata, adică tocmai asta era ideea principală, nu? Și am descoperit că, de fapt, m-am îndrăgostit de un mix între harta relațiilor mele din copilărie și niște proiecții pe care le-am făcut cu niște așteptări și niște speranțe când vine vorba de partenerul de viață. Iar terapia Imago vine să ne arate în relațiile de cuplu sau să ne învețe, să ne... Cred că uneori îmi vine să zic și educe, când vine vorba de terapie de cupluri, să ne uităm la relațiile noastre într-un mod mult mai conștient și mult mai atent când vine vorba de ce sunt în relația în care sunt. Pentru mine acesta a fost primul moment de surprindere și am fost puternic impresionată de terapia Imago pentru că mi-a arătat o oglindă a relațiilor mele. N-a fost frumos și plăcut la început și încă mă mai mir. Toate aceste descoperiri vin greu așa la început, sunt greu de digerat, nu? Dar nici nu le-am crezut la început. Nici anul trecut nu le credeam pe toate, dacă e să fiu sinceră, când vine vorba de relații în general și de relația de cuplu. Și parcă tot nădăjduiam așa multă vreme că de fapt nu e real și nu e adevărat ceea ce am citit în cărțile acestea și ceea ce am învățat de-a lungul anilor. Pentru că este această surprindere a faptului că ești într-o relație cu altcineva decât cu cine ai crezut că ești. Dar mai mult decât atât, tu ești în relație altfel decât ai crezut că ești. Și să le vezi puse pe foaie, pentru că noi facem în terapia Imago multe exerciții, să le vezi așa puse și scrise pe foaie, e o adevărată surprindere și diger greu asta. Trebuie o vreme să poți să înțelegi cu adevărat cum funcționezi și cum funcționăm împreună. Care sunt reacțiile cuplurilor care vin la voi și descoperă această formă de terapie? Cred că seamănă foarte tare cu reacția pe care am avut-o și eu. La început nu ne place să vedem lucrul ăsta. Suntem de foarte multe ori exact ca acei copii care se ascund după perdea și cred că nu-i vede nimeni, dar de fapt le sunt picioarele ieșite pe, știi, în partea de jos cumva. Nu ne place să ne uităm la lucrurile acestea și ne punem mâinile la ochi de foarte multe ori. Dar a ne vindeca pe noi înșine înseamnă a fi cu grijă față de relațiile noastre. Și vindecarea n-a venit niciodată din prima cu bucurie. Și cred că asta este, de fapt, magia, ceea ce se întâmplă acolo. Că sunt împreună în suferință. Da. Nu le place. Se descoperă. Se descoperă și stau unul cu celălalt. Că, de fapt, asta este cea mai mare nevoie a fiecăruia dintre noi. Să fi fost cineva alături de noi în suferință. Și cred că mulți tânjim și acum după asta. Nu este ușor, dar apoi treptat, rămânând în această poveste, învață să, în povesteam chiar zilele trecute, să se reîndrăgostească de același partener după 20 de ani de relație. Văzut cu alți ochi. Văzut cu alte lentile. Alte lentile.
Nicolina, autorii au inclus în carte multe elemente din fizica cuantică, da, și din teoria câmpului cuantic. Și noi ne întrebăm care e legătura cu relația de cuplu, care e treaba cu fizica asta în relație. Da, este o legătură profundă. Eu, înainte de a fi psiholog, sunt inginer chimist, așa că am studiat multă fizică. Și m-a ajutat foarte mult prima carte care am citit-o despre acest fenomen de consonanță, Psihologia consonantistă, scrisă de Ștefano Dobleja. Este un autor român, a scris cartea în 1930 și explică Ștefano Dobleja ceea ce am găsit foarte mult în această carte din perspectiva psihologiei. Acest câmp cuantic cumva ne conține pe toți și toți suntem acolo, e cumva ca o tapiserie, cum o explică Herbert și Helen foarte bine, în care toți suntem conectați unii cu alții. În schimb, în funcție de observator, fizica cuantică și Bohr spune foarte clar că efectul observatorului este cel care face diferența. De exemplu, probabil că ați cunoașteți acel experiment al fantei și fotonilor. Dacă observatorul se uită, fotonii vor trece prin fantă. Dacă nu se uită, nu vor trece. Deci dacă se uită, fotonii sunt împinși să devină particulă, dacă nu, rămân undă. Acest câmp cuantic, exact cum spuneam, toți îl conținem și suntem în el, noi ne manifestăm după acest câmp, conform legilor câmpului cuantic. Și în psihologia relațională, cum frumos spun Hervel și Helen, și nu numai toți cei care au studiat asta, noi suntem formați din energie, informații și conștiență. Da? Energia e ceea ce spunea Gaspar mai devreme, bucuria, când îți dai voie să fii tu, când ai ieșit din, ai mai integrat niște răni, ai mai vindecat niște lucruri, dai drumul la energia vieții și începi să te miri și atunci totul se întâmplă în câmpul cuantic așa cum observi tu. Da? Pentru că spunea de ce în România pe 14 și în America pe 10, pentru că intenția lui a fost clară. Eu vreau în luna iunie. Ați văzut cum l-am citit să scot cartea? Și a scos-o. Probabil că ar fi vrut să scoate și înainte de America, dar nu era ok, că acolo, de acolo e autorul. Întâi, vedeți, în legile cuantice era important întâi autorul unde este și apoi România de s-a putut la 4 zile distanță. Pentru că cel care a vrut să facă asta a intenționat total, fără alte gânduri parazite care îi spunea ai mă, n-ai nicio șansă, nu se poate, nu o să aibă cine traduce, tot felul de voci dintre alea care spun că nu-i posibil. Și așa cumva se manifestă. De aceea când îți propui ceva și toată intenția este acolo, tot se întâmplă conform intenției observatorului. Asta e în principiu din fizica cuantică. Și pentru că suntem formați din energie, viața aceea pe care o mișcăm, informația, tot ceea ce conținem noi, exact cum spunea și Raluca, legat de relațiile unde am crescut, aia e harta, o conținem în noi, și conștiința este cea care ne salvează la un moment dat, pentru că ea este ca un mușchi care crește în funcție de cât de mult ne focusăm atenția spre acolo. De exemplu, noi am studiat imago de 6 ani, da? Avem pe 6 octombrie, avem 6 ani, sigur. Păi sunt inginer, ai uitat? Întâi și pe aia sunt psiholog. Pe 6 octombrie, când am început noi, pe mine a fost fascinant, pentru că mi-aduceam prin plan această parte a fizicii și psihologiei cuantice și a psihologiei consonantiste ale Ștefano Dobleja și m-au căzut așa pe suflet, zic că în sfârșit voi putea face o terapie în cuplu, așa cum văd din punct de vedere al fizicii și psihologiei cuantice. Și această conștiință, dacă eu spuneam, studiem, lucrăm cu noi, facem fișe la workshop-uri, la toată practica noastră și procesul de învățare și aia cumva aha-urile alea începem să ne extindem conștiința. Și frumos a spus, nu cu alți ochi, cu altă lentilă. Pentru că conștiința mea s-a extins și acum pot să văd din altă perspectivă și sunt tot acolo, în schimb s-a mărit, cumva vedem unghiul mai mărit. Asta vizuală. Da, exact. Că sunt logoreică de dimineață, de ce am multe de zis. Dar mi se pare foarte interesantă povestea asta pe care o zici acum. Două idei mi-au venit în minte, dacă nu le spun, pățești ceva. Eu n-am asta cu foarte greu a fost pentru mine capitolul ăla cu fizica cuantică. În prezentarea acestui curs am stat și am dat din cap, nimic n-am priceput, dar eu sunt asta cu smile and wave și am știut să stau în poveste.
Dar mi-am amintit în timp ce povesteai de un experiment, nu mă pricep deloc la fizică, dar era un domn fizician care a venit la noi la facultate când încă mai lucram acolo și voia el să ne explice ceva cu becurile. Cum becurile, dacă avea așa un sistem cu becuri, s-ar putea să zic prostii, dar avea un sistem cu becuri și ele se aprindeau așa aleatoriu și la un moment dat, după o bucată de vreme, becurile începeau să se aprindă în sincron. Și mi-am amintit în timp ce povesteai de faptul că și la teatru, că toți suntem într-un context ca ăsta, la finalul pieselor, dacă vă amintiți, când oamenii aplaudă, la început aplaudă toată lumea în ritmul lui și la un moment dat toată lumea aplaudă în același ritm. Și este fix despre chestia asta, de suntem cu toții în aceeași poveste și suntem cu toții în același loc și suntem toți conectați, de fapt. Și tot apropo de imago și ce povesteai tu mai devreme cu mirarea și cu bucuria ta de la fizică cuantică de la curs, eu am așteptat să treacă bucata aia să pricep și eu ceva. Și mi-amintesc când am ajuns la partea aia cu povestea, cu strategia, cu tehnicile comportamentale, acolo am zis, asta e, aici am ajuns în punctul bun. Dar, de fapt, aici, ce am văzut în discuția asta noastră este cum noi suntem, ceea ce zicem în psihologie, un imago match. Adică fiecare dintre noi are părțile pierdute ale celeilalte. Și asta este iarăși magic în terapia imago, să ne dăm seama că nu trebuie să fim toți la fel, ba dimpotrivă. Pentru a putea funcționa într-un mod eficient, avem nevoie de toți, avem nevoie de fiecare dintre noi diferiți cum suntem. Las microfonul că nu mă mai opresc. Exact, pentru că în câmpul cuantic, exact cum spunea la... Eu cred că toată lumea a înțeles că nu trebuie să sară peste acest capitol cu fizica. E vorba de rezonanța în care intrăm. De aceea oamenii bat la început aleatoriu și după aia încep să sincronizeze. E vorba de acea rezonanță energetică, așa e ca un fluid așa care circulă și noi ne acordăm la acea rezonanță. Asta se întâmplă și în cuplu de altfel și probabil că o să discutăm mult despre asta în seara aceasta. În schimb, pe mine ce m-a fascinat de când fac eu de 20 de ani terapie în cabinet, se întâmplă să venea un individual, acum fac doar cu cuplurile, un partener și îmi spune, eu fac aia, fac aia, fac aia, chipul lui nu știe nevasta sau nu știe soțul. Și îi ziceam, tu știi că știi? Cum să știi? Nu, că totul e curat, totul știi, toate fel de strategii. Dar n-are cum să-și dea seama în fine. Și spuneam, știi că între tine și ea, este un canal așa de energie, un câmp energetic pe care Herwell și frumos le descrie în spațiul dintre noi, în acea carte. Iar în acel câmp, tot ceea ce ai emis tu sau ce ai făcut tu, bine sau mai puțin bine vis-a-vis de partener, se imprimă. Și când ajungi acasă, ai botoasă, dar nu știi de ce. Și zici, ce am dus flora, am dus aia, dar ce are? Păi ea știe de aia. Nu știi să-ți explici cu punct și virgulă ce s-a întâmplat, dar știi că a fost ceva împotriva ei sau cumva. Sau stai și bârfești pe soția sau pe soțul cu cineva, ăla știi. În câmpul cuantic imediat s-a imprimat. Și când vă întâlniți, pac, deja s-a ricește, nu înțelegi de ce. Da, și atunci tot ceea ce vrem să fie ascuns, niciodată nu e ascuns. Totul e conectat cu totul. Și când reușim să ne acceptăm, să ne aducem să fim autentici, e foarte ușor să trăim și să ne bucurăm de viață. Deci mai ușor cu bârfa. Poți mai zic ceva? Dacă vrei, păi te las și pe tine. Am auzit că tu ai organizat asta aici. Din nevoia mea de a mi-a oferi mie claritate în anumite momente, apropo de ce spuneai și tu cu spațiul respectiv, că nu ne dăm seama de fapt de ce simțim, ce simțim, cred că mai sunt și acești neuroni oglindă, știi, care de fapt ce fac este că își doresc să caute sentimentul de siguranță și caută sentimentul de siguranță în principal după mimica facială. Iar în momentul în care eu fac ceva ce știu în sufletul și profundul meu că nu este în regulă, mie mi se schimbă literalmente mimica facială. Iar atunci când noi doi interacționăm, tu vei vedea asta, pentru că ceva este schimbat în felul în care eu exprim emoțiile pe față. De asta de foarte multe ori nu știm de ce și spunem simțim, ca atunci când spunem că ne-am încărcat cu energie negativă.
o fi și niște energie, dar este foarte mult această idee de în momentul în care eu stau împreună cu cineva care este în suferință sau care are nevoie de foarte mult suport, eu constant procesez mimica facială. Și de fapt asta este ceea ce se întâmplă. Eu simt acea oboseală pentru că creierul meu în continuu, în continuu, în continuu a vrut să vadă dacă este în siguranță sau nu este în siguranță în povestea pe care tu mi-o spui. Și fizica cuantică după. Gata. Gașpar, vezi ce bine că am început această seară discutând cu tine, că ai avut timp să vorbești. Mulțumesc! Aș vrea să vorbim despre această nouă știință, relațiologia, am zis bine? Relațiologie, da. Așa. Ce este această știință a relațiilor și ajută-ne să înțelegem puțin această diferență dintre paradigma individuală și paradigma relațională. Exact așa cum ai punctat, Andreea. Mulțumesc! E vorba de știința relațiilor care ne încurajează cumva sau ne îndeamnă să realizăm că dincolo de persoana mea și de persoana partenerei mele mai e ceva, mai e acest spațiu invizibil dintre noi care există în ciuda faptului că nu-l vedem. Și aș îndrăznia spune că relațiologia e diferită de psihologie și de ce? Pentru că psihologia și psihoterapia individuală se centrează foarte mult pe fizica clasică a lui Newton și pe ideea asta de atom. Autonom, independent, fără conexiuni, fără nevoi, fără această legătură cu ceilalți atomi. Însă știința relațiilor vine și ne spune că s-ar putea ca lucrurile să nu stea chiar așa. Și de aceea își găsește mai degrabă locul, exact așa cum au spus și Niculina și Raluca, în fizica cuantică. Pentru că fizica cuantică spune că totul este interconectat și dincolo de persoana mea de care sunt conștient, mai există multe alte energii care își fac treaba. Dacă în paradigma individuală contează foarte mult sinele persoanei, în paradigma relațională contează foarte, foarte mult acest element numit particulă și undă din fizica cuantică. Particula am putea să spunem că e esența mea, iar unda reprezintă conexiunea dintre mine și partenera mea, partenerul meu. În psihoterapia individuală se exclude destul de mult această idee de undă. Tot ceea ce contează e atomul sau particula. Însă perspectiva relațională vine și ne spune că starea mea psihologică de bine depinde foarte, foarte mult de calitatea relației mele și nu invers. Sunt atât de mulți coach, atât de mulți psihoterapeuți, atât de mulți experți în sănătate mentală care promovează această idee la nivel internațional, fii bine cu tine și tot o să fie bine după aceea, să nu-ți pese de ce a zis, de ce a făcut, tu trebuie să fii centrat, să fii bine. Și asta mă încurajează pe mine să-mi reprim calitatea de undă și să rămân doar la trăsătura mea de particulă. Însă asta duce la nefericire. Asta duce la foarte multă anxietate, la foarte multă durere, la foarte multă suferință. Și atunci paradigma relațională schimbă regulile jocului și spune că în relația noastră, dacă tu crezi că contezi mai mult decât contează persoana mea sau invers, asta înseamnă că noi suntem inconștienți din punct de vedere relațional. Pentru că în interacțiunea dintre noi, ce ar trebui să conteze cel mai mult e relația. Și dacă noi ne ducem energia bună către relație și transformăm acest spațiu invizibil dintre noi într-un loc sigur, într-un loc în care tu poți să fii tu și eu pot să fiu eu, în momentul respectiv deja se produce adevărata transformare și vindecare. Suntem încurajați să mergem să ne descoperim pe noi înșine singuri și probabil că mergem un an în jurul lumii sau ne refugiem câteva luni la o mănăstire, indiferent de cultul din care facem parte, după care ne întoarcem înapoi acasă, în relația de cuplu și în interacțiunea cu copiii și vechiul nostru sine apare din nou. Pentru că adevărata schimbare se produce în relație. Și un alt aspect foarte, foarte important pe care îl subliniază paradigma relațională e că dacă în paradigma individuală sinele e autonom și independent și cumva închis, în paradigma relațională sinele se află într-o continuă schimbare. Asta înseamnă că dacă între noi doi există un vibe bun și energia e ok, o să vezi cea mai frumoasă strălucire a sufletului meu. Însă dacă peste 10-15 minute se întâmplă ceva și energia dintre noi nu mai e una pozitivă, o să vezi cele mai urâte părți ale mele.
Și o luăm de la capăt cu aceleași reacții. Pentru că ne întoarcem la ce a spus Raluca, tiparul se repetă și noi o să ne îndrăgostim din nou și din nou de aceeași persoană până în momentul în care vom îndrăzni să ne învățăm lecțiile. Iar lecția cea mai importantă din paradigma relațională este să conștientizăm cât de mult contează acest spațiu invizibil dintre noi și să nu-l mai ignorăm, să nu-l mai neglijăm doar pentru că nu e atât de concret pe cât e această masă. Are sens? Are sens. Mulțumesc! Recomandăm această carte și e foarte utilă atât celor care au studiat psihologie, psihoterapeuților, cât și persoanelor care nu au studii în acest domeniu. Cred că avem tare multe de învățat. Raluca, cei doi autori fac referire la două concepte cheie, simbioza în cuplu și diferențierea în cuplu. Ne ajută să înțelegem ce înseamnă aceste două concepte? Știi că povesteam și mai devreme fix despre chestia asta. De cele mai multe ori, atunci când ne îndrăgostim, avem acea impresie că simțim la fel, gândim la fel, mai era încă ceva în melodia respectivă. Pentru că avem această senzație a întregului, în sfârșit te-am găsit, însă te-am căutat toată viața și acum te am lângă mine. Putem să stăm să ne uităm ochi în ochi, minute în șir, fără să ni se pară dificil să facem asta. Putem să, nu știu, ne facem glume unii cu ceilalți, poate uneori ironii, poate uneori sarcasm și nu ne supărăm când facem lucrul acesta la începutul relației. Pentru că celălalt le face cu dragă. Sigur. Și asta înseamnă că suntem simbiotici. Adică trăim într-o interdependență din asta în care ce faci tu mă influențează pe mine, ce fac eu te influențează pe tine, suntem așa un călătorim împreună. Cosmic, cred că. Ce se întâmplă după vreo 2 ani de relație, un an jumate, 2, alții poate că sunt mai fericiți și durează mai mult, este că începem să ne dăm seama că nu mai chiar ești bărbatul de care m-am îndrăgostit. Adică încep să văd la tine lucruri pe care înainte nu le vedeam sau pe care alegeam să nu le văd. Nu-mi plăcea să văd lucrurile respective la tine și îmi doream foarte tare să rămânem în relația asta. Studiile de psihologie evoluționistă ne spun că este undeva 18-24 de luni are nevoie creierul nostru să rămână într-o relație pentru a se asigura că construiește acest atașament și sigur de acolo construim o familie și oferim generații viitoare. Și atunci avem nevoie de acest timp, 18-24 de luni, să construim acest atașament care se creează în simbioză. După o vreme, pentru că tot psihologia evoluționistă ne-a demonstrat că nu supraviețuim dacă suntem îndrăgostiți, cine e îndrăgostit în momentul ăsta știe că nu-i chiar atent la tot ce spunem noi, pentru că nu putem profesa, nu putem fi atenți, nu, tocmai pentru că se secretă acele dopamină, endorfine, oxitocină, care sunt orice altceva decât îndreptate către muncă. Și atunci treptat a început să scadă doza de dopamină, endorfine și oxitocină pentru a putea să și, nu-i așa, supraviețuim, adică să procurăm hrană. No, în momentul în care acestea dispar, începem să fim față în față cu o altă realitate, că realitatea a fost și cea de dinainte. Și începem să vedem la celălalt o serie de trăsături care s-ar putea să ne rănească. Am schimbat lentilele, nu? Am schimbat, da. Erau aburite înainte, știi? Așa ca un văl pe cortexul prefrontal ăia 2 ani. Și după aia ăla tot pleacă și dintr-o dată văd niște lucruri pe care înainte am ales să nu le văd. Și atunci intrăm în ceea ce noi numim în imago luptă pentru putere și este momentul care ne arată că nu suntem la fel. Doar că asta ne înspăimântă foarte tare. Pentru că mă cunosc pe mine și mi-ar plăcea ca toată lumea să fie ca mine, că atunci mi-ar fi mai ușor puțin. Asta este o iluzie, de fapt. Nu ne este mai ușor dacă am fi, Doamne ferește, să fi fost căsătorită cu cineva ca mine. Am putea spune că e nevoia copilului interior. Da, care își dorește foarte tare ca cineva să simte exact lucrurile pe care el le simte. Simt exact același lucru. Și atunci începe această etapă care ar fi bine să fie sănătos realizată a diferențierii, adică să ne dăm seama, și ce înseamnă sănătos realizată, să ne dăm seama că e atât de firesc să fim diferiți, că e atât de bine că suntem diferiți, că e atât de firesc să fim într-o relație pentru că suntem diferiți, apropo de ce povesteam și noi două mai devreme, că avem fiecare părțile pierdute ale celeilalte,
Însă acesta este un proces care s-ar putea să dureze o bună bucată de vreme, dar acest proces are nevoie de o variabilă mediatoare extrem de importantă, și anume siguranța relațională. Dacă noi reușim prin dialog, prin comunicare, prin ceea ce noi învățăm să facem cu relațiile cu care noi lucrăm, să construim un mediu de siguranță, atunci se poate produce această diferențiere. Și eu pot să-mi dau seama că în relația asta pot să fiu și eu, dar în relația asta pot să fiu și în spațiul relațional, într-un împreună, și că avem voie să gândim diferit, să simțim diferit și să fim diferiți în relația noastră. Niculina, Raluca a menționat un element foarte important, dialogul, da, care este un element cheie în terapia Imago, un element foarte important. De ce este atât de important să-l folosim? Și poate ne ajuți și cu câteva exemple. Da. Ok, poate facem cu Raluca un dialog aici, ca să arătăm normal. Dialogul Imago, din punctul de vedere al comunității Imago și eu personal, din ce am experimentat, este un dialog vindecător. El are mai mulți pași, oglindire, adică celălalt repetă cuvânt cu cuvânt ceea ce am spus eu, fără să schimbi sensul, validare, adică sunt de acord cu ceea ce îmi spui tu, dar adică are sens pentru mine ceea ce spui tu, dar pot să nu fiu de acord, nu e o problemă, pentru că sunt diferit. Și empatia, când atenția se mută către cel care emite, emițătorul, și cumva simt cu tine cum te-ai simțit. Cumva o proiecție prin care noi ne imaginăm cam cum o putut să-i fie celuilalt. Și această empatie, din tot ce am studiat eu, este cumva cheia care vindecă rănile acelea emoționale din trecut. Și acest dialog e foarte indicat să-l practicăm. Înainte de a practica, aș vrea să vă spun că se face cu programare, nu oricând intrăm în dialog. Adică ne sunăm partenerul și spunem... Da, ești disponibil să vorbim despre cutare subiect? De ce facem asta? Știi că uneori dacă îi spui vreau să vorbim... Nu, ești disponibil. Dacă îi spui vreau, o luat-o la fugă și nu-l mai găsești pe acasă prea repede. Și atunci îi spunem, ești disponibil să vorbim? El zice, a, nu, lasă că n-am timp acum. Păi nu acum, până diseară, adică până în 24 de ore, după aia l-ați pierdut, da? Și îl întrebe așa, de ce? Sunt trei puncte importante prin care să reflecte respectul nostru vis-a-vis de unicitatea partenerului. În primul rând, îi onorez granițele. Îl întreb, adică nu cum făcea mama și tata, n-ai voie, nu aia. Nu m-a întrebat nimeni, da? A doua este că îi lăsăm un timp să-și echilibreze emoțional, că prima dată o să intre oarece vrea să-mi spună. Dacă mă ceartă pentru aia, dacă nu-mi făcut bine, intră în filmul copilului interior, știi? Și atunci îi lași un pic de timp să nu fie luat prin surprindere. Și a treia, va veni cu disponibilitate emoțională pentru că a fost alegerea lui să fie disponibil, nu i-a impus. Și atunci se face cu programare și putem arăta cumva cu Raluca, nu avem, cumva e necesar să aveți scaunul față în față. Noi o să stăm așa un pic. Ca... Ce am observat eu, puteți face și așa, dar am observat, apropo de câmpul cuantic de aici, din zona inimii, știți că e un câmp așa, energetic, în momentul în care stăm genunchi la genunchi, inimă la inimă, ochi în ochi, se întâmplă ceva la nivel cuantic și apare acea energie transformatoare care ne ajută să transformăm ceva. Păi și... propun să vină Raluca aici în locul meu, stai în picioare până faceți exercițiul, ca să puteți să aveți în față. Fraților. Așa. Dar pot să dau un exemplu? Cum? Asta intru eu în panica mea și ce vreau să zic ceva deștept. Așa, vrei să zici i-am zis, i-am zis soțului meu luni, apropo de ce așa spuneai tu, am avut o zi foarte grea și am trimis un... l-am sunat, i-am trimis un voice și am zis că am avut o zi grea, grea și urmează să fac un tantrum. Așa. Și l-am întrebat dacă poate să mă primească acasă cu acest tantrum al meu, că venim la pachet. Și soțul meu a învățat să întrebe, după atâția ani de Imago, a învățat să întrebe, trebuie să rezolvăm o problemă sau nu mai trebuie să te ascult? Ca să știe da, din prima da, ce da, trebuie da, să facă. Da. Și în acest dialog, exact cum v-am spus, genunchi la genunchi, inimă la inimă, ochi în ochi, și în permanență sau tot timpul să fie o lege așa nescrisă, începem cu o apreciere pe care o facem partenerului.
sau partenerii. Apreciez că ai fost disponibil. Zic sincer că îmi place asta cu aprecieri. Oricum o să zic sincer, facem și direct ca să vadă ce se întâmplă în câmpul cuantic, poate vedeți unii, dacă nu aveți aparate între alea cu infraroșu și să vede această energie, serios. Și începem cu apreciere, pentru că atunci partenerul sau partenera își liniștește reptilianul, adică îi ajutați ca virgulă, creierul ăla care tot timpul are ce vrea să zică, are, care intră în copilul la interior speriat, dacă noi reprezentăm mama sau tata când vrem să vorbim cu el la nivel profund, și atunci liniștim ăla și dacă i-ați făcut o apreciere, două, deja putem vorbi, ok. Raluca, apreciez la tine faptul că îți place mult să intri în profunzimea subiectelor pe care le discutăm în cursuri acum, când noi suntem colegii. Ce spui tu, Niculina, este că un lucru pe care îl apreciez la mine este faptul că îmi place să intru în profunzimea subiectelor pe care le discutăm la cursuri. Da. Înțeles bine? Ai înțeles bine. Ar mai fi ceva? Este cea mai faină întrebare când vorbim de aprecieri. Întrebăm, ar mai fi ceva? Ar mai fi ceva. Dar de mai scotem vreo două. Apreciez că îți place să-ți iei munca în serios. Apreciez că îmi place să-mi iau munca în serios. Și apreciez că ești foarte caldă și plăcută. Și mai apreciez faptul că sunt foarte caldă și calmă sau caldă? Caldă. Caldă și plăcută. Ok, mulțumesc. Și acum, în mod normal, ar trebui să validezi. Are sens. Are sens să zici că sunt caldă și plăcută. Da. Nu-i cazul, că nu e o discuție dintre asta în care să intrăm într-un subiect emoțional, în care validăm, în care empatizăm, adică simt cu tine ce ai trăit cândva. Cam așa se face dialogul, puteți face cu oricine, mai ales cu copiii. Poți să te invit să faci ceva? Da. Pasul ăla cu empatia. Așa. Știi, dacă ar fi să încep și acum că mă auzi pe mine spunând lucrurile așa, astea, da. Mă gândesc că ce simt. Ok. Acum, pentru că mă auzi pe mine că spun lucrurile astea, mă gândesc că simți. Oare ce simt? Oare ce simți? Simți validare? Sau simți... bucurie? Sau simți... că ar fi părți din tine care încă nu le-ai integrat? Cred că mă simt văzută. Te simți văzută. Mm-hmm. Da. Și asta mă face să mă liniștesc și să nu mai vorbesc prea mult. Da. Mulțumesc, Raluca. Mulțumesc. Mulțumim tare mult pentru cine acest exercițiu și acest exemplu. Mai vrea cineva? Iartă-mă, doar atât, aș vrea să mai... Și eu te văd, Raluca. Nu a fost destul, mai trebuie un pic. Doar să subliniem că sunt acești pași pe care poate că la început pot părea artificiali. Și inclusiv chestia asta cu cerutul de disponibilitate și... însă fiecare putem să ne personalizăm aceste mecanisme. Exact cum eu anunț că urmează să fac un tantrum, altcineva poate să sune, să spună, uite, am avut o zi foarte grea, am nevoie să mă asculți. Altcineva poate să folosească exact cum ne-a învățat Niculina mai devreme, ok, ai disponibilitate să-mi dai niște timp azi pentru a putea să vorbim despre niște lucruri. La început par mecanice și oamenilor nu le prea plac aceste norme și rigidități. Pentru că nu suntem educați, din punctul meu de vedere, să avem grijă de spațiul ăsta dintre noi. De mici am fost crescuți să ne spunem punctul de vedere sau să tăcem și atunci când ni se oferă un astfel de instrument, ne cuprinde panica, frica, ne blocăm și găsim tot felul de explicații, intrăm în defensivă și mintea găsește toate justificările din lume de ce nu va funcționa. Însă va funcționa doar în momentul în care punem asta în practică și facem ce ați făcut voi. Gașpar, ești unul dintre susținătorii stării de prezență conștientă și autorii terapiei Mago menționează acest lucru și vorbesc despre cuplul conștient și cuplul inconștient. Cum facem să ajungem în această stare de conștiență? Cred că înainte de toate, Andreea, e foarte important să înțelegem ce înseamnă această conștiință. Pentru că s-ar putea să nu avem o definiție foarte clară în mintea noastră. Iar din perspectiva terapiei Imago, a fi conștient înseamnă a ști ce se întâmplă. A ști ce se întâmplă cu tine, cu persoana de lângă tine și în relația voastră.
Și majoritatea dintre noi suntem inconștienți. Pentru că cine ne spune la ce să ne uităm atunci când suntem micuți? Părinții, bunicii, profesorii ne spun să avem grijă să nu cădem pentru că ne vom juli genunchii, să avem grijă să nu ne pătăm rochița pentru că nu o să avem cu ce să mergem la biserică, la o zi de naștere și așa mai departe. Deci ni se transmite din nou și din nou să fim atenți la aspectele care țin de exteriorul nostru și prea puțin la aspectele care țin de interiorul nostru. Și la fel intrăm și în relația de cuplu. Și partenerii din relațiile inconștiente sunt de regulă parteneri care lasă relația undeva la capătul listei de priorități. E mult mai important jobul, sunt mult mai importanți banii, dacă nu acum, când, trebuie să trag tare pentru că sunt pe val, copiii sunt de asemenea mult mai importanți, să arătăm bine în fața publicului e mult mai important și lăsăm relația undeva la capătul listei de priorități, iar relația, trebuie să fim sinceri, e la fel de vie ca noi. Relația are nevoie de energie, iar energia o aducem noi în relație prin comportamentele în care ne implicăm. Ce se întâmplă cu telefonul tău inteligent dacă nu îl pui la încărcat? Nu va mai funcționa și nu o să te mai poți bucura de el. La fel e și cu relația. Dacă sunt inconștient și mă aștept ca relația să funcționeze de la sine, ok, s-ar putea să aștept zadarnic. Nu știu ce spune fizica cuantică legat de asta. Dar cred că și acolo e nevoie de un pic de efort, e nevoie de un dram de pozitivitate pentru a face ca lucrurile să se întâmple. Asta e partea frumoasă în fizica cuantică. Ne spune că orice e posibil, dar pentru asta trebuie să faci ceva. Trebuie să-ți activezi puterea creatoare. Deci partenerii din relațiile inconștiente lasă relația undeva la coada listei de priorități, resping foarte mult diferențele despre care a vorbit Raluca și ei cred că totul ar trebui să fie o minunată simbioză. De asemenea, au tendința de a-l transforma pe partener într-un obiect, într-un obiect care să-mi satisfacă nevoile mele, sexuale, financiare, emoționale, psihologice și e foarte greu să te simți safe, sigur, într-o relație în care ai devenit sclavul partenerului sau obiectul prin care partenerul își satisface nevoile. Și te critic, te judec, te acuz, amenince așa mai departe, energia va fi negativă. Și într-o astfel de situație în care e energie negativă, singura ta posibilitate pentru a supraviețui va fi să intri în defensivă și să te protejezi. Și fiecare dintre noi are propriile strategii, are un arsenal foarte bogat de strategii de supraviețuire dobândit din copilărie. Acestea ar fi doar câteva dintre elementele care definesc relațiile inconștiente. Ce vedem de cealaltă parte, la partenerii care au îndrăznit să integreze această paradigmă relațională în viețile lor? Aceștia sunt oamenii care vor spune da, contează banii, contează munca, contează notele copiilor, contează mașina, contează mâncarea pe care o punem pe masă, dar la fel de mult contează și spațiul dintre noi. Și va trebui să fac tot posibilul, dacă nu am modele în familia mea de origine sau în jurul prietenilor, să citesc cărți, să merg la conferințe, să fac tot posibilul pentru a avea o reprezentare mentală sănătoasă despre ce înseamnă să cultivi o relație benefică de cuplu. Ei sunt oamenii care nu lasă relația la capătul listei de priorități și se așteaptă ca ea să funcționeze de la sine. Ei vor spune că relația este asemenea unei plante care are nevoie să fie odată, are nevoie să beneficieze de o temperatură potrivită pentru a crește și a se dezvolta. Tot ei sunt cei care vor spune, da, nu suntem de acord de fiecare dată, dar asta e ok. Pentru că dincolo de trăsătura noastră de undă, avem și trăsătura de particulă, care reprezintă unicitatea noastră. Și într-o relație conștientă, tu poți să fii tu și eu pot să fiu eu. Cu ajutorul tău, descoper cine sunt eu și pot aduce la suprafață frumusețile mele interioare. Și același lucru poți să-l faci și tu. Însă pentru asta e nevoie ca relația să fie un mediu sigur. Asta este puterea relațiilor conștiente. Și cu toții putem face asta. Chiar dacă e cosmologie cuantică, fizică cuantică, nu e știința rachetelor, e doar știința relațiilor, care presupune să-i dăm cezarului ceea ce e al cezarului. Și relațiile nu presupun să nu facem altceva decât 24 din 24 să ne pupăm partenerul, partenera, să stăm cu el în brațe. Nu despre asta este vorba. Însă în agenda obișnuită a unei zile, să am acea cantitate de timp în care mă așez cu jumătatea mea, hai să vedem cum a fost ziua ta.
care a fost partea grea, care a fost partea frumoasă. Iar dacă nu o să putem să purtăm un astfel de dialog imago pentru că suntem prea obosiți, cel puțin să ne dăm niște mesaje. Să ne transmitem non-verbal acele zâmbete, acele priviri în care celălalt sau din care celălalt știe că este foarte important pentru noi. Asta presupune să ai o relație conștientă. Și cea mai frumoasă parte e că în momentul în care pornești pe acest drum, se întâmplă ce a spus Raluca. În momentul în care a urcat pe scenă, a făcut referire la un curs la care am participat toți trei ieri și Raluca a fost una dintre colegele, pot să spun? Raluca a fost una dintre colegele care a spus că a ajuns în acel moment al relației ei de cuplu, în care simte că e bine după 21 de ani. Nu poți ajunge să spui asta după 21 de ani dacă nu îndrăznești să aprinzi lumina și să înțelegi ce se întâmplă cu tine și cu celălalt. E nevoie de efort, e nevoie de muncă și cred că cel mai mare beneficiu e pentru generația noastră, dar mai ales pentru generația copiilor noștri, care pot crește, pot dezvolta, pot crea, Andreea, o lume în care cu toții să ne simțim în siguranță. Pentru că dacă în relația noastră de cuplu este nasol, și în relația lor o să fie nasol. Dacă în relația noastră este bine, această energie pozitivă merge mai departe. Eu sunt convinsă că foarte mulți dintre cei care sunt în sală se apucă de citit cartea în seara asta. Aș vrea să îmi spuneți acum la final cu ce ați rămas fiecare după ce ați citit această carte. Ați făcut studii, ați dat doctorate, ați citit multe din domeniu. Sunt curioasă dacă au venit cu ceva nou care v-a marcat sau care v-a pus pe gânduri. Eu am zis la un moment dat într-unul dintre cursurile noastre că dacă eu nu făceam această formare care a venit implicit și cu participarea noastră la workshop-uri și cu participarea noastră la terapie și cu toată povestea asta, cred că aș fi fost divorțată de vreo 3 ori până acum. Nu că asta ar fi un lucru rău, doar că cred că m-aș fi pedepsit pe mine și aș fi pedepsit și pe ceilalți în jurul meu, nefiind conștientă de relațiile mele, pentru că doar mă vedeți cât de în toate direcțiile sunt în anumite momente, să nu vă imaginați că sunt altfel în relația de cuplu. Și mi-am dat seama azi de încă o chestie, apropo de lucrurile pe care le-am descoperit și cum am simțit așa că pe măsură ce trec ani mi se tot adaugă conținut în povestea mea și în relație cu ceilalți. Noi spunem în Imago, avem un, sau eu folosesc un exercițiu al ocupării spațiului relațional. Să ne dăm seama fiecare dintre noi cât spațiu ocupăm în relațiile noastre. Și dacă ar fi să vă imaginați acum un pătrățel, care ar fi o încăpere și v-ați uita așa de sus la pătrățelul respectiv și v-ați uita la dumneavoastră și la partenerul de cuplu, doar să vedeți unde vă localizați fiecare dintre voi în acel spațiu și cât spațiu ocupați de fapt în relația respectivă. Și eu mi-am dat seama, și știu asta despre mine, am descoperit mult mai puternic în formarea aceasta și citind cărțile astea, că eu ocup foarte mult spațiu în relațiile mele. N-aș fi acum pe scenă dacă n-aș ocupa spațiu în relațiile mele. Și îmi dau seama că asta poate să fie foarte obositor pentru cei din jur. Și mi-am mai dat seama azi de o chestie. Că real, eu nu i-am întrebat direct pe oamenii ăștia din viața mea niciodată dacă ei vor să vină în povestea asta mea, a mea cu mine. Eu am luat de-a gata chestia asta, că mi se pare că dacă eu fac toate lucrurile astea, păi trebuie să vină, e datoria lor să vină să mă susțină și să facă toate lucrurile astea. Pentru că dacă sigur eu reușesc să le fac, tuturor ne este bine. Apropo și de perspectiva simbiotică. Da. Ce nedrept este și l-am sunat pe soțul meu și am zis, auzi, eu mi-am dat seama că și în povestea asta așa cu cartea, eu nu te-am întrebat dacă tu ești ok. Adică cum e pentru tine toată povestea asta? Când mi-am făcut bagajele, mi-am pus 3 perechi de pantofi într-o geantă și am plecat, că doar ce era să fac, am avut treabă. Nu, și cred că asta am învățat eu de-a lungul timpului și cred că asta învățăm în toată povestea asta cu relațiile conștiente, să fim atenți la noi înșine, la cum ocupăm spațiu în relație și cum uneori cred că avem nevoie unii dintre noi să ne retragem sub semnata, astfel încât să le lăsăm spațiu celorlalți să vină înspre noi. Pentru că altfel suntem nemulțumiți. Eu am spus de foarte multe ori soțului meu, dar nu faci și tu, dar nu vii, dar nu... Păi unde să vină săracul, că n-avea loc de mine? Și cred că asta este ceea ce vine cu
povestea asta a relațiilor conștiente, atenția la felul în care fiecare dintre noi ocupăm spațiu în relațiile noastre. Și pornind de aici, în terapia Imago învățăm apoi niște comportamente specifice, că nu e doar despre fizică cuantică și elemente abstracte până la urmă, cât este și despre a traduce în termeni comportamentali ce înseamnă toate aceste lucruri. Și eu în terapia Imago am învățat să îmi solicit limitele, pentru că dacă cineva îmi solicita ceva, eu eram prima care spuneam da, facem. Am învățat în același timp să respect limitele celorlalți, am învățat să înțeleg cum funcționez eu, cum funcționează oamenii din jurul meu și să învățăm să dansăm împreună în toată povestea asta. Că e o mișcare pe care noi o facem în spațiul acesta relațional în care suntem cu toții conectați. Și cred că asta înseamnă întâi de toate respect față de noi și față de oamenii cu care noi suntem în relații. Am mai învățat multe lucruri, dar o să mă opresc la astea că nu vreau să mai vorbesc. Mulțumim tare mult! Da, pentru mine am făcut mai multe formări, dar terapia Imago a fost cea care m-a determinat să lucrez cu cuplurile, pentru că mi se părea foarte greu să fac așa ceva în cabinet. Ce o să fiu, arbitru între cei doi? Nu găseam nicio direcție. Și acest dialog, poate nu întâmplător mai întrebat despre acest dialog, pentru mine a fost fascinant, că ei poate să stea să se uite ochi în ochi și eu doar trebuie să-i susțin, să-și vorbească și să spună deschis ceea ce simt sau ceea ce, în așa fel încât să nu-l rănească pe ceilalți, în așa fel încât să nu-l critique, să nu-l judece. Asta a fost fascinant pentru mine în Imago și rămân în continuare și practic acest dialog cu copiii, cu părinții, cu cuplurile în cabinet. Ce m-a învățat pe mine ca persoană este să ies din control, pentru că acel control, totul să fie perfect, totul să fie bine, aranjam treburile, pac, pac, pac. Și acum așa de lejer, așa de liniștit reptilianul meu, că fiecare are loc și spațiu să manifeste cum vrea și că e bine și așa și nu trebuie să fie perfect totul. Ce important e acea energie și acea bucurie să stai acolo în relație, să stai acolo cu omul ăla cum e, așa cum e și să te bucuri pur și simplu că poți să te conectezi cu cineva. Iar această rezonanță pe care o creezi cu partenerul, cu copiii, în familie, este partea aceea care ne ține cumva longevivi în viață, exact conform experimentelor făcute. O relație suportivă în familie, în cuplu, este o relație care te ajută ca virgulă creierul tău secrete acele substanțe care te țin în echilibru și poți stai și relaxat și nu e o problemă că nu e așa și nu e așa. Deci asta pe mine m-a ajutat enorm, am ieșit din control și din perfecțiune. Ceea ce este wow. Deci mi s-a extins conștiința cu aceste lucruri. Mulțumesc! Nu mai știu care era întrebarea. Vă întrebam cu ce v-a mai surprins această carte, pentru că ați citit mult. N-a răspuns titlul la întrebare. Ați răspuns. Mai ales că autorii au scris-o în mai bine de 10 ani, foarte multă documentare, foarte multă muncă și sunt sigură că avem ce învăța de aici. Cred că pe mine m-au surprins foarte tare încă de la prima lor carte, care a devenit foarte cunoscută în întreaga lume, Primește iubirea pe care o dorești. Și asta pentru că modelul relațional cu care am venit eu de acasă e unul disfuncțional și nu prea m-am putut baza pe ce am văzut la părinții mei. Și ce a făcut această carte, Terapia Imago, Știința Relațiilor, a fost să mă ajute să înțeleg, Andreea, cât de subiectivi suntem fiecare dintre noi. Nu putem percepe realitatea asta în mod obiectiv, pentru că avem acele lentile despre care a vorbit Raluca și e foarte, foarte important să conștientizăm asta. Și de asemenea mi-a redat cumva, dintotdeauna asta îmi place mie la Terapia Imago, că mi-a redat speranța. Că în ciuda faptului că a fost greu și că a fost dificil, că vin cu un bagaj complicat de acasă, nu sunt condiționat pentru totdeauna să fiu nefericit. Și că totul ține de bunele mele intenții și de curajul meu de a-mi imagina un viitor mai frumos.
Și în momentul în care îndrăznesc să fac asta, deja lucrurile se pot schimba semnificativ în viața mea. Poate că nu se vor schimba în această seară sau mâine dimineață. Însă dacă îmi păstrez credința, universul mă aude, e acest câmp cuantic care ne îndeplinește dorințele. Și pe cele pozitive, dar și fricile, îngrijorările, așa zisele dorințe negative. Deci e nevoie să fim atenți la ce ne dorim. Și în momentul în care ai un astfel de instrument în mână, cum să nu te bucuri de viață? Cum să nu-ți dorești să te trezești cu energie în fiecare dimineață și să testezi, să experimentezi? Aș îndrăznea spune că aici m-au ajutat pe mine Harville și Helen foarte mult să redescopăr această poftă de viață care din mine a lipsit. Ce interesantă e povestea asta pe care am zis-o fiecare dintre noi aici, cum fiecare dintre noi am participat la aceleași cursuri, în fiecare an am citit aceleași cărți, dar fiecare am extras din povestea asta ceea ce am avut nevoie să extragem fiecare dintre noi. Am avut nevoie să știu că nu-i nevoie să am tot timpul control și responsabilitatea tuturor lucrurilor. Am avut nevoie să simt că pot să găsesc speranță în lumea asta și că poate fi și bine. Am avut nevoie să știu că nu trebuie să ocup tot timpul spațiu când cineva nu zice nimic și e în regulă să fie și liniște în lumea asta. Și fiecare dintre noi am găsit... Are sens, Raluca, tot ceea ce spui are sens. Mulțumesc, mă simt auzită. Dar cred că asta este, de fapt, important în toată povestea asta, că din aceeași situație extragem fiecare dintre noi nevoile pe care le avem neîndeplinite sau unde avem nevoie să mai lipim și să mai reparăm câte ceva. Fiecare își citește povestea. Da, fiecare își citește povestea. Eu sunt convinsă că există întrebări în public și vă rog tare mult să le adresați cu curaj și să știți că noi nu vă vedem foarte bine de aici. Este lumină foarte puternică, deci dacă aveți emoții din punctul ăsta de vedere, puteți sta liniștiți. Mulțumesc frumos! Vreau să vă întreb două lucruri. În primul rând, dacă empatia se cultivă sau pur și simplu vine de la sine. Da, empatia se cultivă prin antrenament, e la fel, prin exercițiu. Pentru că dacă asculți povestea celuilalt și simți emoția din spate, noi avem o caracteristică umană, toți, să fim buni. Este imposibil să nu rezonezi cu povestea lui și atunci să vrei să simți, sau nu neapărat să vrei, că vine de la sine, cred că s-o simțit într-un fel și îi spui chestia asta. Da, empatia se educă ca orice altă abilitate. Zic eu. Mulțumesc. Și vreau să vă mai întreb un lucru legat de relații. Crezi că ești atras de o persoană cumva care vine și practic lucrurile care te dor pe tine vine și ți le subliniază el? Sau lucrurile care te dor pe tine le găsești în celălalt, tu le vezi în celălalt doar ca tu să ți le vindeci? Mi-a plăcut foarte tare a doua perspectivă, doar vreau să văd dacă am înțeles bine. Celălalt vine în povestea ta pentru a te ajuta să te vindeci. Spre exemplu, dacă eu simt că nu sunt văzută, sunt atrasă de parteneri care nu mă văd. Da. Și asta e pentru că asta îl fac eu pe el să-mi arate sau pur și simplu... Înțeles. Orice ar face el, eu în continuare sunt nevăzută și problema nu are treabă cu el, că l-am atras eu, ci eu văd lucrul ăsta. Butonul e al tău și e preinstalat, practic. Ai venit cu el în poveștile relaționale și sunt șanse mari ca în orice tip de relație să simți acest lucru. Însă ce se întâmplă este că, într-adevăr, suntem atrase de persoane care au această abilitate de a ne apăsa butonul respectiv. Însă nu este tot timpul doar responsabilitatea celuilalt să nu-mi apese butonul. Colega noastră de la Moldovan are un exemplu pe care îl folosește de foarte multe ori și mie îmi place să îl fur. Ea zice în felul următor, că de foarte multe ori în relații eu merg să o îmbrățișez pe Niculina și o strâng foarte tare și Niculina îmi zice la un moment dat: vai, dar mă doare, de ce faci chestia asta? Și eu zic, păi cum, dar eu am venit să te îmbrățișez, să-ți arăt că mi-e drag de tine. Și ea zice, da, am o vânătaie, nu vezi? Nu. Eu nu ți-am văzut vânătaia, e doar am vrut să vin în relație cu tine.
E cam același lucru și în povestea asta. Nu este responsabilitatea celuilalt să nu ne apese vânătaia și suferința respectivă. Este responsabilitatea noastră să-i spunem, vezi că am o vânătaie, te rog data viitoare să fiu un pic mai atentă și să nu mă strângi atât de tare în brațe. Dar pentru asta e important să ne și gândim la modul în care noi contribuim în această poveste. Mie îmi place foarte tare o întrebare din Imago pe care am învățat-o pe parcursul cursurilor. Mi-a adresat-o Rebecca la un moment dat și m-a zgâlțit foarte tare, nu mi-a plăcut când mi-a adresat întrebarea asta și i-am întrebat ce din ceea ce faci tu îl duce pe partenerul tău să facă ceea ce te rănește pe tine? Ce din ceea ce faci tu îl invită pe partenerul tău să te rănească așa cum tu nu ți-ai dori să fii rănită? Pentru că e o dinamică aici. Nu e doar ce face celălalt și ce fac eu, ci este cum facem împreună viața asta și relația asta noastră. Deci cred că suntem atrași de oameni care au venit în viața noastră să ne ajute să creștem. Noi trebuie să vedem asta. Sună așa foarte pompos când spun lucrul ăsta și măreț. Însă eu chiar cred că dacă n-aș fi avut provocările pe care le-am avut eu în relație cu soțul meu de-a lungul anilor și el pe ale lui în relație cu mine de-a lungul anilor, niciodată nu mi-aș fi pus întrebările astea. Pentru că e, cum mai zicem noi în Imago, conflictul este progres pe cale să se întâmple. Când ceva ce m-a durut acolo, înseamnă că era ceva ce trebuia să crească. Dar trebuie să vedem asta. Asta e o lentilă pe care e important să ne-o punem. Să văd că ceea ce mă doare îmi arată de fapt că este ceva ce necesită vindecare. Ca vânătaie despre care povesteam mai devreme. Mulțumesc frumos! Mulțumim tare mult pentru întrebare. Hotărâtă. Wow. Sus nu vedem deloc, da? Aș îndrăznea spune că probabil că e o întrebare pe care ne-o adresăm cu toții. Cu atât mai mult cu cât există această paradigmă individuală care vine și ne spune că... Ești în dreapta sau în stânga mea? Acolo, ok, îți văd mâna, minunat. Cel puțin energetic să comunicăm. Vine paradigma individuală care ne spune că ar trebui să ne vindecăm noi pe noi întâi și abia după aceea să intrăm într-o relație, să facem față provocărilor. Asta e paradigma individuală. Paradigma relațională vine și ne spune că adevărata vindecare și adevărata transformare se poate produce doar într-o relație. Și de ce? Pentru că noi oamenii ne naștem în relații, trăim în relații, suferim în relații și ne transformăm în relații. Cu alte cuvinte, e nevoie de acest spațiu energetic dintre mine și partenera mea sau dintre mine și partenerul meu pentru ca eu să pot să descoper părțile mele pierdute și să pot să le integrez și să merg mai departe. Pentru asta nu pot să-mi fiu autosuficient. Pot să trăiesc cu această credință, cu această convingere, însă este important să văd dacă ajung la rezultatul dorit sau nu. Terapia relațională Imago vine și ne spune că e mult mai înțelept să riscăm, să intrăm în relații fără să fim vindecați, pentru că s-ar putea ca vindecare totală să nu existe și să fie vorba mai degrabă de un proces care s-ar putea să dureze toată viața și poate și următoarele. Și în același timp să îndrăznim să mergem în acest proces, devenind din ce în ce mai conștienți de noi. Cum a spus Raluca, sunt genul care umple tot pătrățelul sau se retrage foarte, foarte tare și lasă mult spațiu. Sunt genul de persoană care își face vocea auzită sau genul de persoană care a învățat în copilărie că celorlalți nu le pasă. Iar aceste schimbări se pot produce în mintea mea, însă e nevoie și de aspectul ăsta concret reprezentat de relație pentru ca ele să se materializeze. Dar sunt de acord și înțeleg, dar în același timp ești de acord că atunci când ești singur sau când ești într-o relație, înveți și crești în moduri diferite, dar totuși crești în același timp, adică și când ești singur și când ești într-o relație. Sigur! Înveți alte lucruri despre tine cumva. Absolut, absolut. Sunt ferm convins că putem crește în fiecare zi,
în fiecare secundă. De fapt, noi ne transformăm, suntem alții acum față de cei care am fost în momentul în care a început conferința. Și aș puncta faptul că, da, într-adevăr, e vorba de o creștere diferită. Pot să înțeleg mai bine anumite lucruri, pot să devin un pic mai conștient de background-ul meu, de trecutul meu, de durerile mele. Exact asta ne încurajează Catherine Taylor. Cumva să ne cunoaștem noi pe noi și să intrăm în relație în așa fel încât să știm ce aducem cu noi. Și asta e o creștere, într-adevăr. Iar ceea ce se întâmplă în relația de cuplu, noi vorbim în această seară doar despre relația de cuplu, dar toate relațiile sunt transformatoare. Iar ceea ce se întâmplă acolo e un alt fel de creștere. Aș putea spune că în perspectiva asta a non-relației cultiv doar particula, iar în perspectiva asta relațională cultiv și unda, nu doar particula, și am nevoie de ambele. Are sens? Da. Mulțumesc, Doamne, mulțumesc! Mulțumim pentru întrebare. Dacă mai sunt întrebări în sală, uite câte mâini acum. Bună seara și mă bucur să vă văd, Raluca, Nicolina și Gaspar, vă urmăresc de mult timp și mulțumesc că sunt aici datorită vouă, datorită acestei lansări. Voiam să vă întreb în primul rând, știu că voi lansați un masterclass de Couples Therapy. Eu am trimis un mail acum ceva vreme, n-am primit încă un răspuns. Câmpul cuantic, ne pare rău. Așa că poate ne spuneți câteva lucruri despre asta. Și a doua întrebare ar fi dacă acest copil interior reușește să se vindece vreodată. Ați fi de acord să răspund eu la prima parte a întrebării și după aceea vă dau microfonul vouă. Care e prenumele tău? Mariana. Mariana, mulțumim frumos pentru întrebare. Ne cerem scuze pentru că nu a ajuns încă răspunsul la tine. E într-adevăr un curs de formare continuă, care are 3 module teoretice și un modul de supervizare. Începe pe data de 30 septembrie, un modul durează 3 zile și vor fi prezentate mare parte din conceptele de bază din teoria Imago și din alte modele de terapie de cuplu. Informații găsești pe site-ul nostru, pe pagina de psihologie.ro. Locuri pentru a participa mai sunt. Sunt de fapt 2-3 condiții. Fie să fii psiholog sau psihoterapeut sau coach, în orice caz o persoană care poate să și practice ca să poți să-ți dezvolți competențele suficient de bine. Mulțumim frumos și vorbesc cu colega mea să trimită acel mail. Mulțumim! Eu tot timpul mi-am imaginat așa existența noastră sau pe noi înșine sau sinele nostru sau cum să-i spunem, ca pe niște cercuri concentrice. Și cred că, și asta cred că e fascinant de fapt în viața asta, că nu cred că se termină vreodată vindecarea, doar că eu n-aș zice că e vindecare, aș zice mai degrabă că e o descoperire continuă. Și asta e o lentilă și poate îmi place mie să spun așa ca să nu mă doară prea tare. Dar cred că mereu vom găsi lucruri despre noi înșine. Eu am 15 ani de practică și în același timp 15 ani de terapie, pe care îi fac eu cu alții. Adică eu sunt clientul. Și mereu am fost fascinată de faptul că nu se mai termină. O întrebare pe care o avem de foarte multe ori în grupuri când povestim cu colegele noastre, ne întrebăm de multe ori câte mii de euro mai costă povestea asta. Dar cred că asta este fascinația, de asta e fascinantă povestea asta. Pentru că ne oferim nouă ocazia să ne descoperim în diverse moduri și în diverse feluri și uneori uităm ce am descoperit și e important să ne reamintim. Uneori ne reamintesc partenerii noștri, alteori copiii noștri și o luăm de la capăt cu un anumit punct din descoperirile noastre. Dar cred că n-ar merita să ne uităm la asta ca și cum e un drum care nu se mai termină al vindecării, așa ca o, din asta plângerii. Cât mai degrabă este oportunitatea de a descoperi mereu lucruri în legătură cu noi înșine. Da, sper că ți-am răspuns. Mulțumim tare mult. Cred că mai avem timp de una sau două întrebări. Gaspar, două întrebări. Atunci o să vin eu cu o întrebare legată de dacă intri într-o relație cu foarte multe issue-uri din copilărie nevindecate, probleme, și partenerul la fel, și intri într-un dans în care, rana ta nevindecată rănește
pe celălalt într-o altă rană nevindecată a lui. Nu creăm mai mult durere și, nu știu, ne apăsăm rănile unul celuilalt și nu se mai termină cumva, ne adâncim rănile. Deci noi toți, pe noi toți ne-ai descris în situația asta, știi? Da, cred că se poate întâmpla un astfel de dans. Dacă și dansurile astea sunt de mai multe feluri, uneori rumba, alteori tango, alteori o dăm pe vals și la un moment dat e sincronul acela pe care îl facem când vine vorba de relația noastră. La început, întotdeauna când intrăm într-un parteneriat, mai ales când acesta implică și vindecare, ne cam călcăm unii pe alții când învățăm să dansăm. Dar apoi, fiind atenți și respirând profund și uitându-ne unii la alții și înțelegând mișcările celuilalt, putem să învățăm să dansăm în sincron și să o facem chiar cu eleganță. Nu ne va ieși tot timpul, dar cred că putem învăța asta. Însă, într-adevăr, ce vedem de cele mai multe ori sunt oameni care intră în relații cu suferințe nevindecate din povestea lor de viață, care își apasă foarte tare butoanele unul altuia și care de multe ori se adâncesc în suferință. Asta este, de fapt, ceea ce povesteam mai devreme și ceea ce spunea și Gașpar. Aici facem tranziția către o relație conștientă în care spunem de multe ori, răspund de multe ori asta în terapie. Numai un pic să vedem ce se întâmplă aici. Stați un pic, colega noastră Andrada are o altă replică pe care o folosește, literalmente folosește chestia asta în terapie. E și foarte comic așa și cu un umor și ea zice, no, toată lumea la linie. Așa că e momentul acela în care ne scuturăm un pic și zicem, stai un pic să vedem ce se întâmplă aici, pentru că suntem amândoi suferinți și cu toate astea, culmea, stăm amândoi în această relație și nu plecăm. Pentru că dacă stăm să ne uităm la relațiile oamenilor din viața noastră, a părinților noștri, a oamenilor din generațiile mai mari decât noi, vedem asta. Oameni cu suferințe care au stat în relațiile lor în suferință ani de zile. Da, asta este ceea ce se întâmplă. Doar că suntem aici 300 de oameni care deja avem această întrebare. Stai un pic să vedem ce se întâmplă. Ce-i chestia asta? De unde vine? Ce mi se întâmplă? Care-i povestea? A ta, a mea, de ce facem lucrurile astea? Stai și ascultă-mă, dar nu-mi răspunde, doar repetă ceea ce eu am spus, dar gândește-te ce mi se întâmplă. Spune-mi ce crezi că simt în momentul acesta. Și treptat învățăm să dansăm împreună. Ai vorbit foarte frumos, Raluca, mulțumim. Ce mi-a trecut mie prin minte, ascultându-ți întrebarea, e că da, intrăm într-o poveste de iubire și probabil că avem aceleași răni din copilărie și o să ne rănim reciproc, dar nu cred că pe asta ar trebui să punem accentul, pentru că oricum ființele umane sunt imperfecte și nu pot să nu greșească. Mai degrabă, cred că ar merita să punem accentul pe felul diferit prin care încercăm să răspundem în prezent. Atunci când eram copil, eu, Gașpar, dacă nevoile mele nu erau văzute și nu erau băgate în seamă, mă retrăgeam. Și locul meu preferat era dulapul cu haine. Acolo era întuneric, hainele erau calde și eu mă simțeam în siguranță. Și am învățat să cresc cu asta. E una dintre strategiile mele de supraviețuire. Terapia Imago spune că e mecanismul de tipul broască țestoasă. La vârsta adultă, când partenera mă rănește, voi face același lucru. Nu poate să nu mă rănească, pentru că e o ființă umană minunat de imperfectă. Oricât de conștient ar fi, la un moment dat va face ceva și o să mă rănească. Se vor activa mecanismele mele de apărare și adevărata creștere, apropo de discuția pe care am avut-o înainte, presupune să nu mă mai ascund acolo în dulapul cu haine, ci să conștientizez că sunt un bărbat cu resurse care poate rămâne acolo și care își poate face voce auzită. Și nu va fi ușor de făcut asta, nu va fi simplu de făcut asta. O să-mi tremure picioarele, brațele, but I can do it. Și e nevoie să fac asta. Și în momentul în care fac asta, s-ar putea ca partenera mea sau partenerul meu să vadă părți ale mele pe care și-ar fi dorit de foarte multă vreme să le vadă. Pentru că atunci când eu mă retrag, jumătatea mea de cuplu construiește o poveste. Îi se confirmă probabil cea mai mare frică. Însă când eu rămân acolo, într-un moment dificil, probabil că va avea acea senzație despre care vorbeau și fetele înainte, bă, ăsta mă iubește, nu-și bagă picioarele în mine. Am greșit, dar nu mă respinge cum au respins ai mei.
Cu toții retrăim în relația de cuplu durerile și suferințele din copilărie. Relația de cuplu e o repunere în scenă a copilăriei noastre. Întrebarea e dacă îndrăznim să facem lucrurile diferit sau mergem pe calea minimei rezistențe. Și fiecare dintre noi poate face lucrurile diferit. Nu există nicio excepție. Are sens? Da, foarte mult. Mulțumesc, mulțumesc frumos. O ultimă întrebare. Bună seara, sunt Carina și o să profit de acest moment să mă leg de ceea ce ați vorbit fiecare dintre voi. Pentru că paradigma individuală despre tu ești bine cu tine și atunci și în jurul tău lucrurile vor fi mai bine sau se vor îmbunătăți. De asemenea, aduce în discuție partea de intenție. Adică eu spun ceva și chiar dacă intenția mea este una și a fost recepționat diferit, nu este responsabilitatea mea cum a fost recepționat. Cum schimbă terapia Imago această tendință de a nu ne asuma responsabilitatea pentru răspunsul la ceea ce spunem noi? Da, terapia Imago, datorită acestor instrumente pe care le oferă, acel dialog, prin care, în primul rând, faptul că a acceptat partenerul sau partenera să discutăm sau să vorbim, e clar că va fi atent la ceea ce spunem. Deci deja intenția este să fie acolo. Bun, o să zic că nu mi-asum, adică nu vreau să mi-asum, mă spun că din cauza ta, nu? Cam asta e ideea. Din cauza ta se întâmplă asta. Și o să spunem, e adevărat, eu sunt aici ca să-ți arăt că tu ai niște butoane. Nu eu le-am pus acolo. Altcineva le-a pus acolo, e adevărat, însă împreună, lucrând împreună, exact conform câmpului cuantic, îmi doresc, dacă este la bază iubire, respect și dorința să fim în armonie și să evoluăm împreună, va funcționa și încetul cu încetul. Celălalt, din practica mea, îți spun că am găsit persoane care nu puteau să se asume pentru ceea ce spuneau, datorită suferințelor sau ceea ce au trăit în copilărie. Mai bine nu spun. Mai bine spun că nu eu. Da, da, aia nu ajută cuplul să crească, nu ajută, ne ajută să evoluăm. Și vom sesiza când celălalt începe să se asume, când începe să aducă acea energie de joacă, de umor, de bucurie în cuplu, care ne ajută să creștem altfel împreună. Am răspuns? Mulțumesc! Mă gândeam acum, în timp ce povestea Niculina, la un exemplu. Așa, partenerii noștri au darurile noastre de creștere. La ei e ceea ce noi ar fi bine să învățăm. Și mi-amintesc la un moment dat, apropo de asumarea asta a responsabilității, un moment în care am spus soțului meu, nu-ți pasă, ție nu-ți pasă. Pentru tine nu contează chestia asta, e important numai să-ți faci tu acolo lucrurile pe care le ai de făcut și tot ceea ce mi se întâmplă mie nu contează pentru tine. Și eu din nou sunt singură în povestea asta, din nou sunt singură, uite-te, sunt singură. Și a avut un moment de mare înțelepciune în care soțul meu mi-a spus, te aud. Aud ce-mi spui, însă vreau doar să-ți spun că mie îmi pasă foarte tare, că tu contezi pentru mine și că eu nu vreau să-mi bat joc de toate lucrurile astea, dar pot să înțeleg că tu te gândești la asta. Și ăla a fost un moment în care mi-am dat seama că, de fapt, responsabilitatea pentru nevoile mele e la mine. Eu cred că ție nu îți pasă. Eu am nevoie să văd că ție îți pasă. Eu am nevoie să știu că contez pentru tine. Doar că, de cele mai multe ori, voi tinde să îți cer asta, asta e povestea mea și cum fac eu, fiind sarcastică, ironică, eu nu merg să-i spun, am nevoie că ai cam petrecut timp făcând alte lucruri în perioada asta și iar simt că nu-ți pasă și așa mai departe, ci mă duc și sunt sarcastică și ironică, ăsta e un mecanism pe care eu l-am învățat de-a lungul timpului.
Dar e momentul acela de conștientizare a faptului că atunci când sunt sarcastică și ironică, e o nevoie acolo în spate și bine ar fi dacă aș putea să mă duc să-i spun nevoia, că degeaba sunt ironică, că mi-o încasez eu la rândul meu, că el ce va face pe mecanismele lui? Va face în continuare ceea ce a făcut și până atunci, cu lemnele. E povestea noastră. Și cred că asta este, de fapt, asumarea responsabilității pentru nevoile mele. Am nevoie să știu că ești prezent și activ în relația asta, dar eu am nevoie de asta. Exact așa cum el are nevoie, la rândul lui, să simtă suport. Pentru că o replică pe care am auzit-o de multe ori de-a lungul timpului este că ție nu-ți pasă ce să vezi, de lucrurile pe care eu le fac, de ceea ce eu fac, ție-ți pasă numai de proiectele tale și numai de planurile tale, dar eu nu contez în povestea asta? Noi spunem în Imago un lucru foarte interesant, că intrăm în relații oameni care avem aceeași nevoie neîndeplinită cu mecanisme de coping diferite. Amândoi ne dorim să contăm unul pentru celălalt, amândoi ne dorim să fim văzuți, amândoi ne dorim să știm că celuilalt îi pasă. Doar că eu am învățat să ocup mult spațiu, să vă demonstrez că eu merit să vă pese de mine, el în momentul în care are această nevoie neîndeplinită se retrage, dar amândoi așteptăm fix același lucru. Doar că e important să ne asumăm responsabilitatea pentru asta și să ne cerem îndeplinirea nevoilor, că altfel ceilalți vor tot bâșbâi pe întuneric în relație cu noi și trec ani până când se prind și mulți nu se mai prind de lucrurile astea. Raluca, Nicolina, Gașpar, mulțumim tare mult că ne-ați oferit toate aceste răspunsuri frumoase. Vă mulțumim și vouă pentru participare. Sunt convinsă că ați văzut deja cărțile la intrare, mulți dintre voi le-ați cumpărat deja. Pentru cine nu le-a cumpărat și își dorește să le cumpere, sunt disponibile online pe pagina de psihologie.ro. Încă o dată vă mulțumim pentru participare, atât fizică cât și online. Mulțumim Teatrului Elisabeta pentru că ne-a găzduit și sunteți invitați aici în perioada următoare la două piese de teatru, comedia Încurcătură la nivel înalt și la comedia polițistă Capcană pentru un bărbat căsătorit. Mulțumim de asemenea E.ON și Delgaz Grid pentru susținere și pagina de psihologie și Mozaic Media pentru organizare. Seară frumoasă și pe curând!